Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft, dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Evident, dacă mă susțineți și vreți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, astăzi am zis să revin cu o nouă mapă trimisă de către un abonat al meu, pe nume GrowTheWinner871 și îți mulțumesc foarte, foarte mult pe această cale pentru tot efortul depus. Ok, să vedem ce o să reușesc să facă. Reguli. Perfect, ia să vedem. Fără game mode 1, doar la rage, joacă pe difficulty normal, have fun, PS, am făcut cartea asta de 3 ori. Ok, difficulty normal, perfect. Poveste, chiar sunt curios care este povestea acestei hărți. Vreau să filmez Clash Royale, dar când a început meciul ai observat că îți lipsesc cărțile. Cineva ți le furase, tu ai decis să pornești în căutare. Mult noroc. Ok, ia să vedem kituri. Kitul noob, kitul pro, kitul viking, kitul vereș. Ok, hai să luăm kitul vereș. Să vedem. Eu am încercat să filmez pe această mapă odată și am reinstalat-o din nou. E o problemă de la TNT Run, greu, nu știu ce s-a întâmplat, gen, efectiv, nu pot să mă descurc. Hai să dăm rapid un spawn point. Să vedem cum ai zis, mai erau cumva, gen, pe aici. Reguli, perfect. Mi se pare că aici. Două secunde. Ia să vedem. Uite aici. Finalul. Mi se pare că erau ceva comenzi, în fine. Ia să nivelul 1, TNT Run. Spawn point. Info, ia să vedem info, să vedem care e povestea. Ca să fie sigur că a scăpat de tine, el ți-a pregătit o cursă cu dinamită. Mult succes. Ok, fugi asta nimic. Ok. Era o problemă de la mapă, frate. Am dat seama. Nice, am reușit să scap. Am încercat să filmez, dar n-aveam ce să fac efectiv. Nivelul 2, întrebări, nu e trivia. Ok. Lol. Lol. Info, hai să vedem info. Două secunde să nu încurcăm poveștile, că nu prea am chef să filmez din nou. Acesta ți-a pus niște întrebări ca să știe ce păreri e pentru a... What? Acesta ți-a pus niște întrebări ca să știe ce păreri pentru a te chinui, dar nu, tu nu știai asta. Alege ce vrei, nu vei muri. Ok, nicio problemă. Cine e mai tare, ZZ Andrei sau Geostyle? Eu nu știu, pe amândoi merg spre ZZ Andrei. Pentru că mă uit mai mult la el. Ce îți place mai mult? Ciorba, supa. Ciorba mai mult. Ce alegi? Minecraft sau Left 4 Dead 2? Minecraft, pentru că canalul acesta mai mult pe Minecraft este. Ce preferi? Andrei Vereș sau Twister 719? Andrei Vereș. Finalul. Nice! Super, super tare. Până acum e totul super ok. Lol. Sper că nu mă atacă. Nu mă atacă. M-a speriat pentru moment. Nivelul 3. The Dropper. Ok, puneți itemele aici. Cred că n-am citit povestea, dar în fine. Iasem info. Uite, tu ești Leafy. Mi-amintesc de tine, frate. Acesta da, așa. Avem o altă poveste. Hoțul a sărit de pe munte în apă fără să moară. Poți și tu? Oh. Cică, puneți itemele în Ender, ce serios? Serios chiar asta zici? Și armura în același timp oare? Omul a zis, puneți itemele în Ender chest. Acum sper să nu trească să vin. Apă, 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 apă. Nice. Nice. Respect, respect, Maxim. Chiar ai gândit-o super bine, frate. Și respect, Maxim, pentru acest lucru. Chiar mă bucur că... Na. Poveștile noastre le mai luăm. Bravo, nice. Nivelul 3 de dropper. Nivelul 4, find the objects. Lol. Ok, info. Să vedem. Hoțul a pierdut pe drum 5 cărți din deck. În care se află aici. Toate cardurile se află în cufere. Poți să spargi doar carpeturile. Deci stai puțin, o să mai citesc o dată în curând. Deci hoțul a pierdut așa pe drum 5 cărți din deck care se află aici. Toate cardurile se află în cufere, ok. Și ce stai puțin, ia să aici după când ai terminat, perfect. Și aici ce avem? Văd că un bloc de emerald, ceva pânză de paian, gen. Păi stai puțin, eu nu... sau aici, ceva gen. Spawn point, hai să-i dăm spawn point, info am citit. Păi da, dar care sunt obiectele sau gen aici, trebuie să vin sau... uite, gen aici, uite, balon. Da, și stai puțin, eu nu înțeleg efectiv la ce trebuie să fac aici. Balon. Lol. Lol, și l-am pus din greșeală aici. Cred că o să-mi dau game mode și o să-l sparg. Sau hai că-l spargem cu mâna ca să ne mai dăm game mode. Sunt cam idiot, na.
Mai am și zile proaste în care n-am nu e și seara când filmez eu, cu trebuie să recunosc, e 11 noaptea. LOL. Și cred că l-am pierdut din, am înțeles. Am avut, dar nu știu ce tip era. Deci trebuie. Bă, frate, am o problemă astăzi, ești nebun. Dar aici de ce mi l-a dat? În fine, nu știu, habar n-am ce am făcut bine și ce n-am făcut. Bun, ia să vedem mai pe aici prin chest, prin copac, pardon, avem ceva. Se vede că e seara când filmez eu. Oare să fie pe aici prin copac? Ia să vedem. Să spargem copacul, oare? Să încercăm să-l distrugem? Că na, cine știe ce o fi făcut el, ce troll o fi făcut. Nu cer scuze, dar din păcate astea nu l-am spart din greșeală. N-am mai pățit niciodată. LOL. Cât de tare. Așa, nice. Bun, să vedem ce avem aici jos. Dar nu mi-a spus și câte sau ce. Aolo, și cred că trebuie să distrug tot aici, LOL. Le fac cu sabia? A, cu sabia, da, am uitat că am unelte. O să mă duc până aici, că gen știu că face troll. A, o torță, oare trebuie să iau și torța? El nu mi-a specificat, cel puțin eu n-am văzut. O să încerc să mă mai uit, dar uite un chest acolo. Mi s-a spart sabia. Am înțeles. Mare rec ce mi-a luat. LOL. Și acum eu nu mai am cu ce să mă bat, frate, ești nebun? Am înțeles. Hai că mi-a luat mare rect. O să iau oricum, cred că din game mode, că mi se pare că mai era ceva bătălie acolo. Aolo, serios, atâta și a crezut că poi iau kitul bun, kitul VRG bun, mai bine spus. Un skeleton army. Aici am luat torța. Fiți atenți, slash game mode 1 și o să ne luăm o sabie din nou. Sword. Golden Sword. Perfect, game mode 0. Perfect. Și acum gen o să ne luăm de fiecare dată, că nu am ghie, fraților, să stau de fiecare dată. Mai ales că cine știe că el o să ne facă troll aici. A spus clar în e-mailul pe care mi l-a trimis că o să fie ceva troll. Și chiar mai bine nu. Lol. Aici văd că nu e nimica, nu? Uite o torță, nu știu, o iau așa random. Iarăși game mode 1. N-avem ce să facem golden. Ia să ne luăm rapid sabia și pe care o să ne mai luăm din nou, că mi se pare că erau și ceva bătălii. Dar cred că nu mai găsim aici, mi se pare, cel puțin. 2 secunde să verific dacă filmează și OBS-ul. De 7 minute filmăm. Super, super tare. Fraților, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri din Maps from Subs. Uite, un bloc de diamond. Deci am mai pierdut blocul acela, din păcate. Și genul de trebuie să le pun. Am un chest ceva sau... În fine, eu le-am găsit acum. Asta e. Spawn point perfect. Hai să mergem aici, după când ai terminat. Bun. Nice, hai să și mâncăm. Și să pun toate chestiile inutile în inventar. Și mai am nevoie de game mode 1. Să ne luăm sabia golden. Să-mi iau sabia rapid. Game mode 0. Și să vedem. Finalul 3 de dropper, find objects, distruge turnul lor. Dă click pe buton de 2 ori. Pac, pac. Nu știu, odată am dat. Dacă are 2 secunde by laughing. Oare care e povestea? Hostul a pierdut asta, nu? Asta cred că e. În drum spre host te-ai întâlnit cu regele roșu care te-a provocat la un duel. Ca să treci mai departe, trebuie să spargi turnul din fața ta. Am cu pickaxe-ul găsit în dropper. Pickaxe-ul găsit în dropper. What? Stai puțin, eu nu înțeleg. Oh, nice, mi l-a dat acum, respect, m-a speriat. Am înțeles, hai că nici mai la mare troll. Respect maxim. Bun. Și gen, stai, uite ce frumos arată acolo. Deci dă click așa și eu trebuie să distrug turnul, da, gen. Stai mai puțin. N-am înțeles ce, efectiv. Deci în drept așa, te-a provocat la un duel. Ca să treci mai departe, trebuie să spargi turnul din fața ta. Cu pickaxe-ul găsit în dropper, ok. Nice. Aici e spawn point. Și gen, aici sunt mai multe turnuri, dar cred că unde e villagerul respectiv, nu? Sau cum? Aici ce e? După ce ai terminat. Nu înțeleg efectiv. Trebuie să distrug, nu? Asta sau... Hai să distrugem.
Lol. Lol. Și vin și zombie. Sper că fac bine ceea ce fac. A zis să distrug turnul. N-a zis și baza. Uite, redstone avem aici. O distrug turnul. Păi nu știu. Că așa a zis. A zis să... regele roșu. A, da. Te-a provocat. Așa. Și tu, cred că... Da, turnul numai. Perfect. Nicio problemă. Acum, dacă greșesc, îmi cer mii de scuze. Lol, sper că nu o să distrug unde gen ai pus tu common blocul. Că na. Nu e frumos. Eu o să distrug oricum turnul. Ia să vedem. Să vedem unde n-avem aici. Perfect. Nice. Hai să punem și ceva. Sper că sunt pe difficulty normal. Perfect. Ok. Hai să distrugem rapid. Interesant. Hai să mă duc sus. Era să pic. Hai să ne batem aici, bătălia supremă. Hai să distrugem turnul. Na, dacă asta ne-a cerut greu de winner. Interesant, chiar interesant. N-am mai întâlnit asemenea poveste. Rip. Hai să-i facem un mic troll. Și n-am murit încă, ești nebun. Bun, hai să distrugem rapid. Bănuiesc că ăsta e turnul principal, dacă stăm să ne gândim. Că, na, dacă zicea baza, că până la urmă aici e o bază cu mai mulți. Dar, na, bănuiesc că e ok ceea ce fac, dacă nu-mi cer mii de scuze, fraților. Perfect. Ia să vedem, distrugem noi aici rapid. Și, era să mor. Ok, și ce mai avem aici? Hai să ne batem bătălia supremă. Și l-am bătut. Lol, sunt și atacat. Lol. Perfect. Hai să luăm toate chestiile. Să vedem, mai avem ceva de distrus. Mai avem acolo sus ceva, din câte văd. Hai să ne urcăm, na, să fim legiți, dacă pot spune așa, și dacă n-aș mai da rage, adică failuri de genul, aș fi cel mai fericit. Ok, pac, pac. Ia să mergem mai rapid cu blocurile. Pac, 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 pac. Și încă pentru o bucată, lol. Nasol, sincer, bun. Și am terminat. Ia să facem noi o săritură. Ok, și aici mi se... sper să nu fac ceva greșit. Să las numai unde e spawn point-ul. Acum pot să rămână puțin în sus, nu vă deranjează pe voi. Bun, hai că am terminat, rapid, după când termin. Bun, hai că deja ne lungim foarte, foarte mult, de 12 minute deja, ceea ce nu-i prea bine. Fain, dobi își distruge turnul și lupta cu hoțul. Mă uit acum, sunt pe normal, să și mănânc între timp. Pac, ok. Și ce trebuie să fac? A spawn point, după ce termin. Și bate-l pe hoț. Spawn point. Și de ce nu merge? Ce ar trebui să fac? Aia e chestia. Iarăși pățesc. De ce nu merge? N-ai făcut tu ceva bine? Sau trebuia să fac eu ceva? Că nu înțeleg. Asta ce sunt? Nu înțeleg. Efectiv, după ce termin, avem aici. Bate-l pe hoț. Și cum o să-l bat? Nu știu, trebuia să se activeze sau trebuia să fac eu ceva? Habar nu am. Iarăși. De fiecare dată pățesc așa, fraților. De fiecare dată pățesc așa. Da. Și sunt, stai să vedem, am game mode 0. Difficulty, uite, mai dăm o dată, normal. Am pus difficulty normal. Nu știu, e o problemă, nu știu, este ceva spam pe aici sau... Nu sunt puse bine capurile sau... Stați puțin, mie mi-a mai dat un cap, frate. Deci dacă merge. Lol, uite de ce troll. Și de ce se duce sără? A, trebuie să bubuie și apoi, lol, de ce troll. Uite, lol. Lol, m-a omorât. Hai că nici mi-a dat-o. Hai că nici nu mi-a dat-o tare omul. Am înțeles. Dă-i, ior, mamă. Fugi, twistere. Nu. Fugi, twistere, lol, lol. Așa trebuia să fac. E bine că am reușit. E bine că am reușit. Pro PvP-or, dă-i, ia-l că mușcă. Fugi. Fugi că mușcă. Nu. A, și
Pot să-i dau și cu rodul oare? Hai să-mi și mănânc la pică, mă bate, mă bate, mă bate. Oare asta se ne regenerează că nu m-am mai bătut cu Wither-ul? Lol, vine după mine. Lol, mi s-a distrus sabia, hai că nici nu e ok. Aolo, n-am luat kit-ul bun. Dar ne mai luăm o sabie din inventar, numai să ne potolim. Flash game mode 1. Rapid. Golden. Ne luăm două aici, să fie două ne luăm, ca să nu mai am acces. Game mode 0. Salut, my friend! Salut! Ia, ia leacă mușcă! Sper să nu mă omoare, sper să nu mă omoare, aolo, aolo. Și? După ce am terminat, am înțeles. Am înțeles, cred că am dat aici. Hai să ne mai dăm o dată. A, nu, gen, dacă dăm aici, e bine. E bine ce am făcut. Ia, mai moare Wither-ul, frate. Și nu mi-a dat nici itemele înapoi, am înțeles. E puțin bucuit, dar dacă dau slash kill, ele, nu cred că o să-mi dea itemele înapoi. Trebuie să mă ascund undeva, gen aici, și să-mi iau armura. Slash game mode 1. Hai să, nu știu, să ne luăm gold, să ne luăm armura gold. Pac, pac, pac. Golud. Hai să ne luăm rapid, nu știu. Paolo, păcat, păcat, păcat. Că nu-mi dai temele înapoi, nu știu, n-am făcut ceva bine eu sau... Gol și... Golden. Uite, ne luăm un golden apple de aici, din game mode, că n-am ce să fac efectiv până la urmă. Din păcate e bucuit. N-am ce să fac, îmi cer scuze frate, dar... Asta e. A, game mode 0. Și mâncăm un apple din acesta. Salut, ghiță, ghiță la portiță. Oh, lo. Vreau să-mi dai un ghepăl încantat. Așa mai ok, nu mai moare Wither-ul, frate, mă ia cu criza. Aolo, la ce sabie am luat? Aolo, lo, 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 lo. Fugi, twistere, unde e? Nu mai găsesc. Dar iarăși, bă, iarăși, e bucuit puțin, nu știu, am ceva, am pareză astăzi. Salut, dar nu mai moare, nu știu, nu se reușește să-l bat. Nu se reușește să-l bat. M-am omorât. Și nu-mi dai temele, fraților, oricum eu o să închei aici acest episod. Chiar îmi place bătălia. Alo. Dar reușesc să mă ascund aici. Oricum, eu sper că v-a plăcut acest episod și hai să mergem puțin și la final. Să-i dăm slash kill-ele. Și să mergem acolo după ce ai terminat. Fugi, twistere. Mamă, fix acolo. Un ban aici. Ia să mergem aici după ce ai terminat. Să considerăm că am și terminat, dar a fost complicat, nu gluma. Bun, ia să vedem după ce finalul. Lol, arată super, super tare finalul. Balon. What? Este prima mea mapă. Mulțumesc că ai că mi-ai jucat mapa și time set the night. Ok. Ia să vedem aici ce avem. A, game 3. Super, super tare. Astea sunt chestiile pe care trebuia să le găsesc, mi se pare, nu? Dar nu mi-ai scris aia chestia, mie nu mi-ai scris ce trebuia să găsesc. Cel puțin eu n-am văzut. Oricum, fraților, eu sper că v-a plăcut acest episod. A fost o mapă genială, dacă pot spune, mamă, cum se vede capul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem în episodul următor. Deci, ceau!